Rămași fără Chiriche și Pintilii, Pandurii continuă să dea materie primă la națională. Maxim și Nistor au fost chemați de Pizurcă pentru amicalul de miercuri cu Belgia. Dacă Maxim a devenit deja un obișnuit printre tricolori, Nistor e la prima convocare. Mijlocașul a înregistrat un salt uluitor în ultimii 4 ani, urcând de la Liga a 4-a până la echipa națională. E unul din cei mai buni jucători de la Pandurii, merită să fie convocat, a comentat Pizurcă despre jucătorul originar din Rucăr. Nistor e un băiat care a muncit foarte mult să ajungă de la Rucăr la Mioveni, de la Mioveni practic noi l-am transferat de la Mioveni. De la Mioveni a ajuns în Ligă 2, a ajuns în prima ligă la noi la Pandurii Târgu Jiu. A muncit foarte mult, ne bucurăm pentru el. Convocarea la echipa națională le-ar putea crește cota celor doi panduri. Nistor e cotat acum la 1 milion de euro, în timp ce Maxim e evaluat la 1,3 milioane. Ei aveau o cotă și Alexandru Maxim și Dan Nistor, sunt jucători curtați de echipe din țară și străinătate. Ne bucură acest lucru, le-a crescut și cota și în continuare rămâne un imbol pentru ceilalți jucători din clubul nostru. Meciul amical cu Belgia se joacă miercuri seara de la ora 21 pe Arena Națională. Pentru acest joc, Pizurcă nu i-a convocat pe Mutu, dar și pe golgheterul din Liga 1, Raul Rusescu.